Președintele Consiliului Județean Mehedinț, Aladin Georgescu, împreună cu directorul general al Casei de Comerț Agroalimentar Unirea, Mariana Cotoi, și directorul general adjunct Dorel Stăicuț, își doresc ca cu ajutorul fondurilor guvernamentale să îmbunătățească zona de sud a județului cu un depozit de legume și fructe, împreună cu toate necesitățile acestora, astfel încât producătorii să își poată vinde marfa sau să o folosească fără a o mai irosi. Printre cele mai importante subiecte dezbătute în cadrul ședinței de Consiliu Județean a fost discutat și proiectul unui nou depozit de legume și fructe, care îi va ajuta pe producător să-și poată vinde toată marfa pe care o dețin sau, în cel mai rău caz, să o folosească drept compost sau pământ de flori. Sunt convins că mare parte dintre dumneavoastră ați auzit că din 2018, prin hotărâre de guvern, s-a înființat această cooperativă Unirea, mai pe scurt, care are ca scop să sprijine tot ceea ce înseamnă producători autohtoni. Intenția noastră care este să reușim să accesăm fonduri guvernamentale pentru a face în zona de sud a județului un depozit de legume și fructe cu tot ceea ce este necesar, astfel încât producătorii noștri să nu mai stea cu marfa nevândută și să fiți la mâna intermediarilor, pentru că nu toți aveți posibilitatea să pătrundeți pe piețe și vreți, nu veți mai vinde și la intermediari la prețul pe care îl vor ei, nu pe care îl cereți dumneavoastră. Iar un asemenea depozit vă va fi de mare ajutor. Legislația, împreună cu președintele Consiliului Județean Aladin Georgescu, directorul general al Casei de Comerț Agroalimentar Unirea Mariana Cotoi și directorul general adjunct Dorel Stăicuț, își doresc cu adevărat ca acest proiect să ia amploare. Îi mulțumesc domnului președinte. Nu i-am spus acest lucru, dar o spun de față cu dumneavoastră, cu toți. Toată lumea dorește aceste depozite. Toată lumea le vrea la el în județ. Este primul președinte de Consiliu Județean care îmi face o invitație. Este primul din țară care îmi face o invitație oficială pe lângă acele întâlniri neoficiale și să-mi spună că dumnealui dorește construirea unui depozit aici în județ. Și pentru asta îl felicit. Prin această hotărâre de guvern să se capitalizeze Casa Unirea pentru construirea în prima etapă a 16 depozite. Depozitele de legume, fructe, cu siguranță vor fi construite în bazinele legumicole și pomicole din țara noastră. Aceste depozite vor avea o suprafață construită de 3.000 de metri pătrați și aceste depozite vor fi administrate într-un parteneriat Casa Unirea cu Consiliul Județean. Cele două entități vor avea un parteneriat public-privat și vor administra aceste depozite. Un singur lucru este cert, aceste depozite trebuie să fie funcționale și, bineînțeles, rentabile. În momentul de față lucrăm la un concept de proiect pilot. Domnul ministru Florin Barbu este foarte implicat. Cred că de 2-3 ori pe zi deschide acest subiect, se apleacă asupra acestui subiect pentru că înțelege necesitatea construirii acestor depozite mai bine decât ministrul agriculturii, cine să le înțeleagă, și decât premierul care gestionează la nivel național. Aceste depozite vor avea camere de frig, camere cu atmosferă controlată, vor fi construite la standardele impuse cele mai moderne în comunitatea europeană. Dorim să avem și tunel de congelare rapidă pentru calitatea a doua și a treia. Dorim să facem și o instalație de uscat și dezidratat legumele, tot de calitatea a doua și a treia. Doamna director general, mi-a trimis că se fac 16 depozite. Să nu știu cu domnul președinte, dumnealui a invitat pe doamna director general. Și din punctul meu de vedere, prezența dumneavoastră aici, o mare realizare. Fermierii găsesc unde să-și ducă producția și să-și rezolve partea care îi durea cel mai tare. Asta înseamnă depozit de legume și fructe. Președintele Consiliului Județean, Aladin Georgescu, a fost mereu atent la nevoile comunității, iar prin acest proiect este alături de persoanele care își câștigă masa prin vânzarea fructelor și legumelor pe care aceștia le produc.